Bună ziua, dragii mei. Sunt Sorina Stoian și pe parcursul acestei lecții vom vorbi despre înmulțirea fracțiilor zecimale. Așadar, vom învăța regulile de înmulțire a două fracții zecimale cu un număr finit de zecimale, a unei fracții zecimale cu un număr natural și respectiv a unei fracții zecimale simple cu o fracție zecimală periodică, respectiv a două fracții zecimale periodice. Așadar, pentru a înmulți o fracție decimală cu un număr natural, se înmulțesc numerele neținând cont de virgulă, iar la rezultat se pune virgula de la dreapta spre stânga peste tot atâtea cifre câte decimale are fracția decimală. Dacă numărul natural este 10 la puterea n, atunci virgula se va muta spre dreapta peste n cifre. Pentru a înmulți două fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule, se înmulțesc numerele neținând cont de virgulă, iar la rezultat se pune virgula de la dreapta spre stânga peste tot atâtea cifre câte zecimale au împreună cele două fracții. Pentru a înmulți o fracție zecimală simplă cu o fracție zecimală periodică sau două fracții zecimale periodice între ele, Transformăm cele două fracții decimale în fracții ordinare și apoi efectuăm calculele conform regulii de înmulțire a fracțiilor ordinare. Pentru a ilustra aceste reguli am ales următoarele exemple. Fracții decimale înmulțite cu număr natural. 2,35 înmulțit cu 21. Vom scrie cele două numere unul sub celălalt, ca la numere naturale, și vom efectua înmulțirea: 2 ori 5, 10, 0 și 1, 7, 4. Rezultat: 5, 3, 9, 4. Avem două zecimale, deci rezultatul va fi 49,35. 1,032 înmulțit cu 100. Avem două zerouri, mutăm virgula așadar spre dreapta peste două cifre și ne va da 103,2. Și 0,223 înmulțit cu 10.000, 4 zerouri, deci mutăm virgula spre dreapta peste 4 cifre. Neavând suficiente cifre, completăm cu zerouri. Așadar, rezultatul va fi 2300. Fracțiile decimale simple, am ales în primul rând exemplu 23,14, înmulțit cu 0,13. Așezăm cele două fracții decimale una sub cealaltă și efectuăm înmulțirile. 12, 2 și 1 în minte, 4, 9, 6, 4, 1, 3, 2, 0, 0, 0, 0. Și vom avea 2, 8, 10, 0 și 1 în minte, 10, 0 și 1 în minte, 3. Și ne oprim deoarece avem 4 decimale, deci virgula va fi pusă de la dreapta spre stânga peste 4 cifre. Rezultatul fiind așadar 3,0082. Următorul exercițiu este enunțat sub forma unei probleme, și anume. Ce preț are o cutie de faianță știind că ea conține 10,8 metri pătrați de faianță și prețul pe metru pătrat este de 34,5? Așadar, vom înmulți 10,8 cu 34,5 și vom obține 5 ori 8, 40, 5 ori 1, 5, 4 ori 8, 32, 4 ori 1, 4, 3 ori 8, 24, 3 ori 1, 3. 0, 6, 12, 2 și 1 în minte, 7, 3. Avem două decimale, deci virgula de la dreapta spre stânga peste două cifre. 372,6 lei per cutia de faianță. Și apoi, fracții decimale periodice. O fracție decimală periodică 2,3 în perioadă, înmulțită cu o fracție decimală simplă, 1,8. Vom transforma cele două fracții în fracții ordinare. Vom efectua înmulțirile, însă înainte de a efectua înmulțirile, vă readuc aminte că trebuie să efectuăm simplificările. Se simplifică 9 cu 18, rămâne 1 și 2, și 2 cu 10, 1 și 5. 21 ori 1 e 21, 1 ori 5 5. Acesta este Și se consideră numărul 3,2 și 15 în perioadă. Ce valoare are numărul de 2,5 ori mai mare? Deci va trebui așadar să înmulțim 3,2 și 15 în perioadă cu 2,5. Pentru acest lucru vom transforma cele două fracții în fracții ordinare. 3183 supra 990 înmulțit cu 25 pe 10. Se simplifică 25 cu 10, rămâne 5 și 2, 5 cu 990, 1 și 198 și 198 se simplifică cu 3183 prin 3, rămânând 66 și 106-1061. Așadar, rezultatul va fi 1061 ori 1, adică 1061, supra 2 ori 66, 132. Acesta este rezultatul înmulțirii. Aceasta a fost lecția despre înmulțirea fracțiilor. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!